slăvit să fie Domnul. Amin. Câteodată cântăm și cântăm frumos. Doamne ajută-ne să te trăim. Amin. Sunt din Deva, slujesc în biserica Muntele Sionului de acolo. Am prins ocazia să plec cu frață până în Ceoslovacia și mă bucur când ajung în fiecare biserică a lui Dumnezeu. Până atunci când m-am pocăit și frață mei de trup, zis că am nebunit și nu are o astfel de legătură cu mine, am deschis Biblia și am zis că Dumnezeu ne vedea însuțit. Și omul din mătru văd că avem un mic. Slavă Domnului! Îi mulțumim Domnului! Cântam aici o cântare pe iubiții mei, frații, eu mă simt ca acasă unde mă duc. Fiind din dragoste pentru că nu mă simt interes, așa că ce am din partea Domnului sau pe inimă, spun cu toată dragoste de azi. Și mă gândeam la ce cântam și la ce suntem. Eu vin din lume, am fost un ateu convins, aproape convins, că dacă eram 100% convins, nu mă păcăiam. Dar dacă Dumnezeu a venit, ne schimba mintea. Și de multe ori văd anumite lucruri, au trecut ani și cântăm, și cântăm, și rugăm de multe ori. Și așa spunea fratele, rugăciuni parcă din ce în ce mai scurte, rugăciuni din ce în ce mai fără putere câteodată. Nu liniște, fiecare. Că înaintea lui Dumnezeu nu ne putem da drept alții. Când eu m-am pocăit, mă duceam undeva pe jos, într-un vârf de deal, unde erau numai surori. Ne puneam pe genunchi, nu predicam. Dar 3 ore de rugăciune, nici nu știa exact. În urmă cu 20 de ani, nu era seară în care să nu fie undeva rugăciune și să nu mă duc. Dar tu cum erai? Cum ești? Cât alergi? Cum alergi? Și pe primul loc? A venit COVID-ul și mă gândeam că noi pocăiță, care cunoaștem pe Dumnezeu și știm de ceva despre Dumnezeu, o să-L căutăm mai mult. O să fim mai înflăcărați. Am găsit oameni care din Spania au venit până în România să se pocăiască, dar am văzut pocăiți crescuți în biserică care nu s-au mai pocăiți, s-au mai pocăiți. Noi suntem chemați să fim o lumină. Suntem chemați să fim o cetate, în Viena, acolo unde cu Dumnezeu. Când e ajuns, mie, Doamne, doar harul Tău. Frumos! Dar nu-i de-aia să spun. Mințim. Așa e. Când e ajuns, mie, Doamne, cuvântul Tău. Că dacă ți era destul, îl citeai azi și îl citeam cum îl citeai cu 20 de ani, cu sete de săteai noaptea pe genunchi. Și stai pe calculator sau pe internet câte 3-4 ceasuri. Și stai. Vorbește, Doamne. Spun din experiență. Când am apărut, l-am luat și sunt un om curios din fire. Și când am văzut că trecut 4 ore, căutând, nu stricăciun, anumite lucruri. Îți trebuie să cumperi ceva și să duce jumătate de oră. Cum spunea unul, Dumnezeu se cumpera pe minerale și când mergi în magazin, nu mai știut că nu te-ai cu timp. Într-o duminică, Duhul lui Dumnezeu vorbește și spune la un pas. Iată că vrășmașul a pregătit o armă la care poporul meu nu știe cum să se apere. Este sunat din orăștine o alba și spune, frate, astăzi, la ora prânzului, mă dormim de multe ori și ne odihnim. Măcar că înainte oamenii lui Dumnezeu aveau ziua aceasta pentru Dumnezeu, ca America o mâncă. Vorbește-ne, Doamne! Spunea, știi ce m-a descoperit Domnul? Că diavolul a făcut o armă la care copiii lui Dumnezeu nu știu cum să se ia.
Care e arma asta? Telefonul și internet. Ai putea spune bătrânul ăsta e un pic fanatic sau indus. Dă-i putere, doamne. Dar vreau să spun, pentru că nu știi când să te aperi, nu mai ai pace. Nu mai ai liniște. Pentru că nu mai știi să faci post de lucrul ăsta. N-am avut în plan să vorbesc. Și devii din ce în ce mai nemulțumit și când îți spui mulțumire și ridici mâinile sus și spui că ți-ai de ajuns cuvântul lui Dumnezeu și nu-l deschizi. Și de ajuns dragostea lui și n-ai mai găsit Evanghelia dragostei lui, că nu mai știi când. Și cum spuneam, îți pierzi pacea. Și nu știi de ce n-ai putere în rugăciune, de ce nu te mai însoțește Domnul cum te însoțea altă dată, de ce nu mai primești lumină cum o primeai altă dată. Pentru că pacea este el. Eram nepocăit și am urât trei lucruri, nu mi le spun, dar unul toate. Dar unul dintre ei a fost pocăit, să nu-i suportam sub nicio formă, mă, dacă îmi iubesc, că de-aia mi-i vin aici. Eu vreau să văd biserica Domnului cât mai trăiesc. Când ne-am întâlnit în cer, să spun, băi, ne-am întâlnit la bine. Ajută-ne, Doamne! Și treceam pe lângă niște pocăite și am spus niște vorbe lui. Soția mea a zis, măi, dacă ai ști tu ce face au ăștia. M-am uitat după ei și cuvântul ăla nu mi-a dat liniște și pace cu mine. Ca să pot înțelege ce-i pacea asta. Știi ce-i pacea asta? Să stai liniștit când e COVID. Să stai liniștit când afară bate vântul sau în cămară noi. Să stai liniștit când îți moare soția și spune doctorul că nu mai este nicio nădejde. Și tu să începi să plângi și să spun alții că nebunit. Să stai liniștit când primești un telefon că ți-ai dus copilul și ai închis până drept în pușcărie și să stai liniștit și atunci. Și să știi că este un Dumnezeu care lucrează. Îți mulți de lucruri. Aș vrea să facem o rugăciune. O rugăciune în care am înțeles că se va face ungere cu undele. Sunt slujitor în biserică și eu. Și am văzut că nu m-am mărturisit sincere. Dumnezeu lucrează. Face Dumnezeu și astăzi niște minuni cum nu-ți poți tu nici măcar gândi. Și este o vreme în care Dumnezeu lucrează ca poporul lui să se trezească. COVID-ul ăsta care a trecut nu e mare filozofie. Când citești Biblia la Matei 24, 25, acolo de slujbicată, și vezi ce vine, parcă îți pierzi pacea, dar când știi că e cineva la cărmă, n-ar trebui să fie. Mi-a pus Domnul pe inimă un cuvânt, îl voi citi, niște condiții pe care Dumnezeu ți le va da în această seară, dacă te smerești, dacă mă smeresc. Să ai din nou pace. Să fii așezat iarăși la locul tău de copil al lui Dumnezeu, să strângi și el să spună, tată, tu strângi tată și el să spună, iartă-mă, că tu nu ești nimeni în Viena. Aleluia! Tu ești un copil al lui Dumnezeu, în tine este un putere, cuvântul tău schimbă și poate schimba toată Viena, dacă e nevoie, toată Austria. Ne-am rugat în România, ne-am rugat aici ca Dumnezeu să se dărnicească anumite lucruri atunci și nu a fost, pentru, nu s-a întâmplat pentru că ne-am rugat, ăștia suntem copiii lui Dumnezeu. Pentru că tu ai o putere în cuvânt. Tu ești un copil de Dumnezeu și în tine Dumnezeu zice, dacă veți rămâne în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Câteodată folosim cuvintele lui Dumnezeu cum vrei. Și cum mai ne speriem de ce copilul nu e cuvântat, de ce o vine într-o încercare. Spuneam că mi-a pus Domnul pe inimă un cuvânt. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. De ce nu mă mai numesc? Prieteni, vă numesc frați. Dar vreau să vă spun că dacă ai 10 copii acasă, între cei 10 să faci o afinitate. Și parcă doi câte vii să mai aveți. Și Domnul vrea să fii cu adevărat în să spună, să se iei de vorbă cu tine, dimineața, seara. Să spună planul lui de mântuire a casei tale, a casei mele. Planul de mântuire a colegilor de la servici. Am un prieten care, dacă a pus ochii pe un coleg de servici, atât ar costește și să roagă, dacă Domnul îi spune, până îl întoarce. Are vreo 7 ani de pocăință și care vreo 15 sau 20 de oameni întorși la mântuire. Dacă tu stai, Dumnezeu,
și Dumnezeu te cunoaște și mă cunoaște. Pentru asta ești lăsat aici. Te trimis aici să câștigi un ban, te trimis aici să vestești Evanghelia în primul rând și să fii o lumină. De aceea Dumnezeu să-ți ajute și ție aici și mie acolo la dacă faci lucrul ăsta, spune că din nou te va așeza la locul tău. Din nou vei striga și din nou te ascultă. În această seară, crede că Dumnezeu lucrează. Spune aici, dacă te vei întoarce din nou, adică tu ai fost, să te întorci din nou la dragostea aceea din tâi, când îți ardea inima, când nu te uitai la nimic, dacă trebuia să faci o lucrare lui Dumnezeu. Acum ne uităm. E departe, pierd o zi de lucru. Dacă trebuie, te duci până acolo. Dacă câștigi sau dacă nu câștigi, asta nu e treaba ta. Dacă te părtezi fără de legea din cortul tău, în casele noastre, așa cum spuneam, sunt lucruri la care nu știu să ne apărăm. Știți cum te poți apăra de telefon și de internet? Postind de lucrul ăsta. De acasă, scoate-l din priză, scoate internetul afară și lasă-ți doar telefonul. Exact ceea ce trebuie. Doar pentru servicii. Dacă la servicii ești chemat pe internet, folosește lucrul, dar nu folosește mai mult. Măcar o lună de zile să vezi, îl biruiești. Dacă nu îl biruiești, de la mărturisire, să roage frații pentru tine să fie liberat. Și Domnul îți va da putere. Altfel n-ai cum. Prietenia cu lumea, cu lumea este frășmășie. Că poți să fii plăcut lui Dumnezeu sau poți să fii neplăcut. Dar mai grav, poți ajunge într-o stare în care să devii vrășmașa lui Dumnezeu prin lucruri care nici măcar nu te gândești, așa e? Că Dumnezeu, ora aia, te trebuie să ajungi la un azil, la un om bolnav. Ar fi trebuit să ajungi poate la un petenciar. Cine știe unde te gândești? Dacă depărtezi fără de legea din corp, asta e partea firească. După aia te uiți în inimă și vezi, poate nu înghiți prezbiterul, poate nu înghiți căsătorul, poate nu înghiți ceva și nu mai ai pace. Eu, ca slujitor, am trecut pe aici. Și era să mor. Până nu s-au rugat frața și a stat de vorbă cu ei, fraților lui, ce nu mai aveam pace, ne? Și nu de la lucruri rele, n-am păcătuit. Și a zis Dumnezeu către mine așa. Pe unde te-ai dus să spui lucrul acesta? Că cel care pleacă nemărturisit și fără pace nu poate ajunge la mine. Că eu sunt pace. Când am făcut lucrarea asta, după ce ne-am ajuns din nou în pace, cu inima mea, în primul rând, să ajung în pace, că stai pe bancă și numai Dumnezeu știe cum. Când ajung la nivelul ăsta, am trecut după aceea printr-o altă încercare în care trebuia să plec. Și aș fi vrut să plec măcar ca în familie și copii acasă. Și-o zis, Domnul, nu pleci. S-a arătat doar cum e starea care trebuie să fie când vei pleca. Depărtează și fără de legea din inimă, că inima asta e un cort aici, care ține multe și nu le vede nimeni, numai Duhul Sfânt care în seara asta de cercetează. Aruncă aurul în țărână, lasă lumea, adică aceea lume. Eliberează-ne, Iisus. Lasă lumii cerea lume. Și atunci, cel atotputernic va fi desfătare. Te vei ruga și îți vei putea împlini juruințele care le faci aproape fiecare an și parcă vezi că n-ai putere. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm ca Domnul să le se facă în